Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Onești, gala învățământului și gala sportului cu bani din sponsorizări. Moment aniversar Constantin TH Ciobanu, 85 de ani. Proxeneți arestați, percheziții la domiciliile din Onești și Brașov. Oneștiul se pregătește de două evenimente de excepție. Este vorba de Gala Învățământului și Gala Sportului. Evenimente de prestigiu care vor aduce în prim plan excelența și dedicarea tinerilor din comunitate. Joi 14 martie de la ora 10 se va desfășura Gala Învățământului, iar vineri 15 martie de la aceeași oră Gala Sportului. O noutate importantă în acest an este abordarea legislativă care nu mai permite premierea olimpicilor național și internațional din bugetul local pentru participare. Cu toate acestea, organizatorii au găsit o soluție ingenioasă prin implicarea sponsorilor, evidențiind susținerea comunității față de excelență. Două firme locale din Onești s-au angajat să asigure contravaloarea premiilor, însumând aproximativ 60.000 de lei. Gestul lor generos nu numai că onorează realizările tinerilor olimpici, dar subliniază și importanța parteneriatului între sectorul privat și educație. Locul de desfășurare al evenimentelor va fi Cinema Capitol și promite să aducă un aer special și o atmosferă de sărbătoare, unde elevii și sportivii vor fi aplaudați pentru eforturile lor remarcabile la scenă deschisă. Este un prilej de bucurie și de mândrie pentru întreaga comunitate, care se mobilizează pentru a recunoaște și a încuraja viitorul promițător al tinerilor talentați. Gala Învățământului și Sportului în Onești devine astfel un manifest al solidarității și susține pentru excelență, cu speranța că aceste evenimente vor continua să inspire generațiile viitoare. Gala Învățământului și Sportului Oneștean, joi 14 martie ora 10, Gala Învățământului, vineri 15 martie ora 10, Gala Sportului. Scrie pe Facebook primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Întrucât în acest an legislația nu mai permite premierea olimpicilor național și internațional din bugetul local pentru participare, aceștia vor fi remunerați prin bunăvoința sponsorilor. Astfel, două firme oneștene vor asigura contravaloarea premiilor în valoare de aproximativ 60.000 de lei. Evenimentele vor avea loc la Cinema Capitol. Doamne ajute! A mai spus pe Facebook primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Comănești, iluminat public gratis. Primarul Viorel Miron, start sustenabilității prin proiecte de iluminat public. Primarul orașului Comănești, Viorel Miron, a anunțat cu bucurie finalizarea proiectului european parc fotovoltaic în valoare de 6.947.689 de lei. Proiectul marchează o evoluție semnificativă în asigurarea surselor regenerabile de energie pentru consum propriu în oraș. Proiectul are ca obiectiv principal furnizarea energiei electrice necesare iluminatului public la nivelul întregului oraș. Acest succes vine în urma unei serii de proiecte câștigate de echipa de la primăria orașului Comănești, sub îndrumarea primarului Viorel Miron. Astfel, proiectele anterioare includ modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal în valoare de 1.316.730 de lei, creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în valoare de 2.741.977 lei și lucrări de extindere și eficientizare a iluminatului public în valoare de 2.871.713 lei. Primarul Viorel Miron a subliniat importanța acestor inițiative pentru comunitatea locală, evidențiind că aceste proiecte nu doar reduc costurile energetice, ci și contribuie semnificativ la protejarea mediului înconjurător. Orașul Comănești devine astfel un exemplu de sustenabilitate, integrând tehnologii inovatoare pentru a asigura nevoile energetice și pentru a crea un mediu mai verde și mai eficient din punct de vedere energetic. Prin implementarea acestor proiecte, Viorel Miron și echipa sa demonstrează o abordare proactivă în utilizarea resurselor europene disponibile pentru a aduce beneficii durabile comunității. Aceste realizări marchează un pas important în direcția unei comunități moderne, eficiente energetic și preocupate de mediul înconjurător. De altfel, și deputata de Bacău din partea PNL, comăneșteanca Cătălina Ciovu, a transmis sincere felicitări administrației
Primăriei Publice Locale a orașului Comănești, dar și primarului Viorel Miron. Felicitări pentru încă un proiect finalizat cu succes și spor în toate, a scris deputata Cătălina Ciofu pe Facebook. Într-o atmosferă plină de recunoștință, emoție și apreciere, comunitatea din Onești a celebrat luni 19 februarie impresionanta aniversare a profesorului și poetului Constantin T.H. Ciobanu, la vârsta de 85 de ani și după 60 de ani de activitate culturală dedicată orașului. Constantin T.H. Ciobanu a fost sărbătorit printr-o festivitate de excepție organizată de Fundația Națională George Călinescu și Rotary Club Onești într-un cadru restrâns. Cu toate că evenimentul a avut un caracter restrâns, iar sărbătoritul nu a fost prezent din motive de sănătate, totuși acesta a transmis un mesaj filmat din confortul casei sale, exprimând recunoștința pentru susținerea continuă a comunității și pentru continuarea inițiativelor sale culturale. Mesajul său a fost plin de înțelepciune și emoție, reflectând parcursul său bogat în activitatea culturală și comunitară. Stimați colegi, prieteni și vechi colaboratori, vârsta la care am ajuns îmi impune datoria de a vă adresa câteva cuvinte, deocamdată în ipostaza aceasta de suferind cu unele inevitabile, să zicem așa, încercări ale vârstei și ale timpului și, să o mai adaug și pe aceasta, ale timpurilor. Îndatorirea mea se îndreaptă în primul rând către cei care au avut curajul, responsabilitatea, puterea de speranță să fie continuatori ai modestelor mele inițiative și în felul acesta datoria mea este dublată de speranța că ne vom găsi, vă veți găsi mai ales, într-o adevărată bucurie, satisfacție a unei împliniri. Doamna profesor doctor Emilia Boghiu, președinte executiv al Fundației, a alcătuit un substanțial excurs bibliografic despre mine, și am văzut acolo că a făcut-o ca un adevărat continuator. Reuniunea a fost deschisă de profesor Gabriel Fornica Livada, secretarul Fundației George Călinescu și președinte în exercițiu al Rotary Club Onești. Președintele executiv al Fundației profesor dr. Emilian Boghiu a prezentat o analiză biografică detaliată a vieții și activității lui Constantin T.H. Ciobanu, evidențind contribuțiile semnificative aduse orașului Onești. Moment aniversar astăzi, iată că profesorul, poetul, omul de cultură, Constantin T.H. Ciobanu, împlinește o frumoasă vârstă și văd foarte mulți prieteni, foarte multă lume care l-a cunoscut, l-a iubit, l-a îndrăgit, l-a apreciat, admirat și cred că nu mă pot opri din enumerarea adjectivelor care îl însoțesc pe dumnealui astăzi aici. Într-adevăr, este pentru toți oneștenii ar trebui un eveniment deosebit, pentru că
Omul acesta, care a fost profesor timp de 40 de ani la Colegiul Național Dimitrie Cantemir, care a fost animator cultural, a fost editor, a fost și este poet, că din toate, iată că poezia are viață mai lungă și perpetuă. Omul acesta ne-a predat nouă tuturor oneștenilor o lecție. Și din punctul meu de vedere, lecția asta este ieșirea din minorat. Suntem tentați să judecăm repede și ușor că dacă locuiești într-un oraș mic, în provincie, într-o margine de lume, undeva unde nimeni nu știe că există oameni, să crezi că nu ai șansa să-ți afirmi personalitatea sau că nu poți fi luat în seamă. Constantin Teodor Ciobanu a crezut că nu e așa și ne-a învățat pe toți să credem în valoarea noastră și să ne afirmăm. În felul acesta, în Urbea Oneștilor, timp de jumătate de secol, s-a desfășurat o activitate culturală de anvergură. Au venit aici oamenii cei mai importanți ai culturii noastre și s-a repetat anual un fenomen absolut impresionant, Zilele Culturii Călinesciene, care a făcut ca generații întregi de tineri să plece în lume cu mare curaj și cu convingere profundă că, iată, avem ceva de spus lumii acesteia. O personalitate discretă, dar de un real entuziasm, a reușit să molipsească, dacă pot să zic așa, acest fenomen de a îndrăgi cultura și de a-i călca așa pe urme, fiecare după putere. E adevărat, ne-a fost exemplu, ne-a fost model, mie mi-a fost profesor, aici în sală sunt oameni care au fost formați de profesorul Constantin Teodor Ciobanu, dar recunosc că l-am admirat întotdeauna ca poet, l-am citit, am și scris despre el, sper să apară un articol în Ateneu, în revista Ateneu de la Bacău, dar încă o dată, impactul cultural a fost prin Fundația Națională G. Călinescu și prin Zilele Culturii Călinesciene care ne-au dat anvergură. Niciodată nu o să credem despre noi înșine că ne-am încheiat socotelile. Și da, oricât am trăit, dorim să mai spunem ceva. Și nu este egoism. Cred că este o datorie față de noi înșine și față de cei pe care îi iubim. Și da, domnul profesor, chiar dacă nu este prezent fizic aici, este cu noi. Și ați putut vedea și în emoționantul filmuleț pe care ni l-a trimis. Au fost foarte multe surprize, ca să zicem așa, în această seară, pregătite de colegiul, ca să zic, sau echipa de colegi din spate, și au făcut așa, posibil un miracol, dacă pot să zic. Domnul profesor T.H. Ciobanu a fost alături de noi cu un mesaj cu același entuziasm și cu o discreție pe care a avut-o de-a lungul vieții domniei sale. Este și un cuvânt, care o are în continuare. Așa este, un cuvânt cheie, discreție. Și eu l-am folosit, cred că undeva, așa este. Domnia sa, pe lângă faptul că a făcut foarte mult și multe pentru oraș, în primul rând pentru sufletele noastre, pentru spiritul nostru, domnia sa a fost un om discret. N-a fost niciodată de acord să iasă foarte în față. Ne-au plăcut nici măcar aceste manifestări de acest tip. Nu era un foarte mare prieten. Noi am încercat să-l mai ademenim în întâlniri din acestea pe la cifre rotunde. Nu foarte ușor a fost, dar ceea ce este important este că domnia sa a avut un crez pe care l-a urmat. Asta este un lucru, nu e unic, dar este foarte rar. Să vii, să păsești în viața profesională cu o idee, cu un crez. Unii, și îmi pare rău că o spun acum, dar trebuie spus, au crezut, au identificat în această manifestare, Zilele Călinescu sau însăși fundația, că este o manifestare a unui soi de cult al personalității. Călinescu nu mai este același mare critic, așa cum era considerat înainte și așa mai departe. Tocmai că asta este. Călinescu nu a fost un om al zilelor. Nu a fost un om al prezentului său. Spiritul Călinescu înseamnă tocmai asta. Libertate în gândire. Într-o vreme când proletcultismul
avansa ucigaș, într-o vreme când trebuia cultiva doar realismul socialist, spiritul călinescian a însemnat tocmai asta. Știința, arta de a evada dintr-un contingent constrângător. Asta era spiritul călinescului. Nu înseamnă că dacă ne întâlnim în zilele culturii călinescine, înseamnă că asta face numai să ridicăm osanale lui Călinescu. Mulți au înțeles acest lucru și de aceea au venit. Nu ca să îl preaslăvească pe Călinescu, ci ca să continue în spiritul lui să afirme preeminența esteticului, valoarea. Valoarea în orice domeniu. Talentatul elev Victor Plutașu a oferit o scurtă incursiune în istoria orașului și activității culturale locale, iar elevii Colegiului Național Dimitrie Cantemir Onești au adus un omagiu prin lecturarea poeziilor lui Constantin T.H. Ciobanu. Domnul Constantin Teodor Ciobanu, care a copilărit în județul nostru, s-a născut la Tisa, în Duleni, a făcut studiile liceale la Bacău, universitare la Iași. Iar în 1962 va fi repartizat, după metoda epocii, va fi repartizat la Onești ca profesor de limba și literatura română. Primul an de profesorat l-a făcut la colegiul, școala medie mixtă numărul 1 de pe atunci, deoarece în 1962 exista doar o astfel de școală medie mixtă. Mai exista doar o școală de chimie, care nu avea legătură cu profilul teoretic. În 1962, deci, vine în Onești, devine profesor de limba și literatura română și în noiembrie, în septembrie devenise profesor, iar în noiembrie, două luni după sosirea sa în oraș, Marin Preda, Ion Brad și alți scriitori cunoscuți în epocă, vin la Onești pentru anumite convorbiri cu publicul, care se practicau în acea perioadă. Secretarul Comitetului de Cultură pe urmea Oneștiilor era deținut de către... Pentru secretarul era Dumitru Tăscălescu, profesor de română, și la întâlnirea aceasta dintre Marin Preda, domnul profesor Tăscălescu, domnul profesor Cioban, domnul Tăscălescu i-a reproșat lui Marin Preda limbajul greoi din romanul Muromeții. Constantin T.H. Ciobanu, fondatorul Societății Culturale George Călinescu, a rămas un pilon cultural și un animator dedicat în comunitatea oneșteană, reușind să influențeze pozitiv viețile multor oameni și să contribuie la promovarea valorilor culturale și literare. Omul de afaceri, Luigi Hârjanu, a pregătit un cadou din partea Rotary Club Onești. Despre ce este vorba, aflăm chiar în minutele următoare. Am avut, așa cum am spus și mai devreme, șansa de a intersecta viața și drumurile cu drumul domnului profesor și pentru mine a fost o onoare și o fericire. Mi-a dăruit cele 5 volume cu autograf. Le-am citit. Nu pot spune că în fiecare seară, așa cum a încercat dânsul să scrie poezia, ci am citit mai mult într-o seară, ca să am timp să le citesc pe toate. Și așa cum opera dânsului este o metaforă despre viața cotidiană și despre ceea ce îndrăznim să visăm dincolo de realitate, așa m-am gândit că s-ar potrivi acest tablou de pe care din partea Clubului Rotary îl oferim cu dragă și adâncă prețuire pentru tot ceea ce a însemnat și ce înseamnă zi de zi apropierea aceasta spirituală dintre membrii clubului și dânsul. Eu îi mulțumesc foarte mult pentru șansa pe care mi-a dat-o de a fi prietenul dânsului și acesta este un tablou pe care îl oferim din partea clubului pentru cea de-a 85 aniversare. Domn profesor, la mulți ani, vă urez să aveți multe zile frumoase și tabloul acesta să fie o sursă de inspirație poate pentru un viitor album de poezie. O ultimă întrebare, dacă e pe final de interviu, am adresat întrebarea aceasta tuturor interlocutorilor din această seară, nu o să fac la dumneavoastră nicio excepție și nicio concesie. Dacă ar fi să rezumăm într-o
propoziție sau într-o frază, să fim mai generoși. Prietenia dumneavoastră cu poetul, cu profesorul, cu prietenul Constantin Tehaș Ciobanu, care ar fi cuvintele care ar face parte din această propoziție, această frază? Pentru mine, domn profesor, este irezistibil. N-am putut să-i rezist niciodată modul în care gândește. Și asta m-a incitat foarte mult, de asta este irezistibil pentru mine. Constantin Todor Ciobanu, profesorul, poetul, animatorul cultural, președinte, fondator al Societății Culturale George Călinescu, s-a născut pe 19 februarie 1939 în localitatea Tisa. În prezent, vatra satului nu mai există din comuna Sânduleni și a debutat în literatură acum 60 de ani. Proxeneți arestați percheziții la domiciliile din Onești și Brașov. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Polițiștii de investigații criminale din Onești, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Onești, au efectuat 4 percheziții în municipiu și în județul Brașov. La domiciliile a 4 persoane bănuite de comiterea infracțiunii de proxenetism, 3 dintre acestea fiind reținute și introduse în arestul IPJ Bacău. Pe 15 februarie, polițiștii biroului de investigații criminale din Onești, fiind în continuarea cercetărilor în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Onești, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism, au efectuat o percheziție în municipiu la domiciliul unei tinere de 21 de ani. Din cercetări a reieșit faptul că tânăra a practicat prostituția și ar fi consumat la domiciliu substanțe interzise împreună cu mai multe persoane. În urma percheziției, polițiștii au descoperit și ridicat în vederea continuării cercetărilor mai multe dispozitive electronice și o substanță cristalină susceptibilă a fi interzisă ce a fost înaintată Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău. Pe 19 februarie, polițiștii au pus în aplicare 3 mandate de percheziție în Onești și în Brașov la domiciliile a 3 bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 37 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunii de proxenetism. Din cercetări a reieșit că în perioada mai 2023-februarie 2024, cei în cauză ar fi determinat-o pe tânăra de 21 de ani să practice prostituția. După administrarea probatorului, polițiștii au reținut pe cei 3 bărbați pentru 24 de ore și i-au introdus în arestul IPJ Bacău, ulterior cei în cauză fiind prezentați instanței de judecată, care a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de aceștia. Suportul de specialitate a fost asigurat de Brigada Operațiuni Speciale Bacău. Activitățile au beneficiat de sprijinul Unității Teritoriale de Analiză Informațiilor Bacău. Universitatea Vasile Alexandri din Bacău organizează cursuri de pregătire gratuite pentru Bacalaureat 2024, destinate elevilor din anii terminali. Pentru a veni în sprijinul acestora, profesori de prestigiu din cadrul Universității Vasile Alexandri Bacău vor parcurge programa și subiectele pentru disciplinele matematică și limba și literatura română. Pentru disciplina matematică, cursurile se vor desfășura în fiecare zi de sâmbătă, iar pentru disciplina limbă și literatură română în fiecare zi de duminică, între orele 9-13, corpul de la parter, în sala de pe 17, începând cu data de 24 februarie până pe 26 mai 2024. Mai multe puteți afla contactând Universitatea Vasile Alexandri Bacău. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 24 februarie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 18 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 6 grade Celsius. Duminică 25 februarie, vremea se menține rece, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei nu trece de valoarea de 15 grade Celsius, iar minima scade pe timpul nopții până la 5 grade Celsius. Luni 26 februarie, vremea se menține rece, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei nu va depăși valoarea de 14 grade Celsius pe timpul zilei, iar noaptea minima scade până la 2 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.